la IDOTWIT. Un nou vlog azi. O să fie unul citim comentarii de hate. Să vedem ce au lumea. De-aia oamenii îți dau hate. Ce zice lumea de IDOTWIT, care nu e neapărat este pozitiv și este cea ok. Bali, ești un porc gras. Mulțumesc, Alex. Eu ce sunt? O prințesă. N-ai trebuit. Gata, acum aș trebui să ne dau oamenii hate. Ok. Suntem cringe, rău. Să începem cu primul comentarii de hate. Hai. Bali o să-l citească. Hai. Să vedem ce zice lumea de noi. Zi. Ok. Ați încercat o dată să consultați un psiholog? Ce am răspuns noi a fost: am încercat, dar nici ei nu au avut să ne ajute. Am încercat, oameni buni, am încercat. Bun venit la psihologul Vasile. Hai cu mine. Mulțumim. Hai, Ianloc, ce probleme aveți? Ce vă deranjează? Psihologul Vasile, eu cu fratele meu, Joana, avem un cont, IDOTWIT, și credem că suntem prea cringe și nebuni. Ne poți ajuta, te rog frumos? Sigur vă pot. Vitamina C ajută orice. E de două ori pe zi și o să fii o persoană minunată, nu o să mai cringe, toată lumea o să te iubească. Mulțumesc foarte mult, psihologule, dar eu zic, pentru IDOTWIT trebuie vreo 5 pe zi, pentru că noi avem probleme mari la cap, știi? Adică prea mare, adică... Din alea. Pauleu, sunteți la pacienții mai grave atunci. Atunci. Stai. Atâtea trebuie să iei pe zi atunci. Mamă, mulțumesc, psihologule, mersi foarte mult, domnule. Vă mai aștept la mine, bine? Haide cum cu un comentariu de hate, vale? Mai penibil să poate. Care noi am răspuns cu: da, se poate, așteptați următorul videoclip. Trebuie să înțelegeți că tot timpul se poate mai penibil. Alex, arată-ne. Gata. Citește. Ok. Ăștia-s genul ăia de râiți care la 16-17 ani, cât au ei, încă se joacă cu jucării pluși. În primul rând, copile, copila, scumpa, n-am 16-17 ani, avem 21, aproape 22. Tocniță! Pateu! Deci, da, ai avut dreptate. Ai avut mare dreptate. Genul de oameni care se joacă cu jucării de pluș. La 21, nu 16-17 de ani. Acum hai să mergem să plângem. Să plângem? Eu mă numesc... Cum ce-am pe asta? Oaia. Eu sunt Lilian, care a început coronavirusul. Eu sunt Alex. It's a lemur. Dar cum se zice pe românește? Asta pe românește, nu știu. 3, 2, 1. Ce-s cu răcile astea? Asta este o fox. Cum se cheamă fox? Vulpe. Vulpita și... Pe asta îl cheamă coaie. Ok, gata. Scuze. Porcușorul cum spune? Porcu mitică. Următorul comentariu de hate. Bă, am eu o problemă sau ăștia sunt antipatici rău? Numai la palme i-aș lua. Ce de la palme? Ce înseamnă antipatici? Habar n-am. Ok, Google Translate! Zi. Antipatici. Eu habar nu știu ce înseamnă. Disliked.
Dislike, adică ceva, dislike, adică ceva ce la nimeni nu-i place. Adică nu vreau să zic că avem 250.000 de urmăritori, dar nu cred că asta înseamnă antipatic, tu crezi? Păi se poate. Se poate, așa e? Da. Da. Gata. Ne lăsăm. Gata, nu mai facem TikTok. Gata, scuzați-vă TikTok, gata. Ieșim. Ieșim. Hai, grecia, grecia. Haideți! Au, încetat! Vrei să te iei la palmă cu noi? Hai, hai! Următorul comentariu de hate. Când te gândești că ăștia sunt viitorul țării, îți vine să plângi. Cu care noi am răspuns? Mai bine decât Dăncilă. În primul rând, nu stăm în țară. Al doilea rând, știm care este area cercului. Care este area cercului? Mă întreb pe mine care e area cercului, mă, nesuferitule. Raza la pătrat, în puii mei. Raza la pătrat. Pi o raza la pătrat. Păi pi o raza la pătrat. Am dat meditații la matematică, credeți-mă. 1 plus 1 e 3, mâncați-aș. Normal. Area cercului. Încă unul. Nu înțeleg de ce sunt așa apreciați. Eu înțeleg. Ionele! Hai, zic cu mine, hai. 3, 2, 1. Ionele! Vino aici, acum! Deci, vino aici, acum! Ionele, ce mi-a făcut copilul ăsta? Deci, dacă asta nu are hăs, păi ce are? Ce are? Următorul comentarii de hate. Hai să vedem. E bine că la 20 plus ani ai voștri vă adresați mami și tati. Spicy. Cum să adresăm părinții? Domnul Gigi și doamna Roxana. Gata? Gata, s-a făcut. Numai așa o să-i spun de acum încolo. Haideți cu noi. Doamna Roxana, când e masa gata? Dar ce îmi spui, doamna Roxana? Spune, mami, ce ai? Păi, nu mai am voie să-ți nu spun, mami. Nu mai am voie. Gata, acum. Doamna Roxana, așa? Gata, așa. Doamna Roxana. Nu ești cu păsărele de pe tine. Bună, domnul Gigi, ce faci? Ce faci, domnul Gigi? Ce faci? Vă văd cu mine? Da. Ce faci? Uite de televizor? Serios? Cum adică? Domnul Gigi? Da. Ce? Bravo! Dacă niciodată nu s-a spui așa. Dacă până înainte numai domnul Gigi să... Dar numai asta pot, nu mai pot altceva, numai nu, dar e ceva fantastic. Da. Dar acum înainte numai domnul Gigi. Domnul Gigi. Numai asta de când ajuta momentul ăsta, domnul Orez. Zi, Vali. Marș, mă. Bă, nene, nu aveți haz deloc. Vali, s-a spus marș. Păi marș, păi acum sunt cățel. Dacă am vorbit cu mine ca cățel, marș. Mă duc în cotețul meu. Da, hai, fugi. Gata, păi acum mă și înervez. Acum acolo stai toată noaptea, cățelule. Jabă ce ești. Ultimul comentariu de hate. Ultimul. Dar mai vreau. Oameni, mai dați hate, hai, mai puneți, ca să mai facem videoclipul din astea. Dacă râdeți la asta, ori aveți deficit de IQ, ori sunteți terminați. Păi IQ-ul meu nu-i foarte sus, nici al meu, deci de-aia fac content așa de prost. Să facem IQ, contează. Valentin? Da? Cât este 5 plus 5? 5? De unde ai știut? Mulțumesc că v-ați uitat la videoclipurile noastre. Asta. Un videoclip cu hate. Că cu toată hate. Lumea are hate. Nu numai voi, nu numai ei, nu numai alții, nu numai celebrități. Noi, toată lumea. Și un mic mesaj la IdoTwin. Niciodată să nu vă lăsați bătut de hate, pentru noi este un pic mai ușor că suntem doi. Și noi râdem și ne distrăm. Parcă mega cinematograf și ascult la toate hate-urile și nu-mi pasă. Hai, Vali!
Piatra de tie foarte că. 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 Tot timpul sunt pozitiv, dar știu că când sunteți singuri, că când sună cacofonie, sunteți singuri, un sfat, e mai greu. Lasă-mă să vorbesc. Capul sus și mergem drept ca pionierii. Este un metafor pentru voi. Am uitat să râd. Ok, dați un like, subscribe, comentariu și follow pe Insta, pe TikTok și pe YouTube la Ido Liniuță Twins. Stați un pic. Ido Twins. Ai. Mulțumesc pentru ascultat. Acum, ca de obicei, cum zicem noi? Ido Twins in sau Ido Twins out? Păi deja, oameni buni, nu știu, dar deja a fost Ido Twins in. Atunci, Ido Twins out!